Salut, eu sunt Gicu. În acest video iarăși vă arăt ce am plantat în grădina mea și de data aceasta am plantat pepene verde și pepene galben. Și vorbim despre pepenele verde, deci eu deja nu mai cumpăr de pe piață pepene verde că mi-e teamă că pun în ele chimicate diferite și nu prea cumpăr și mă tem să cumpăr deja. Eu cresc singur cu mâna mea pepenele verde și e fără nitrați, fără toate astea, fără chimicale de astea. E totul natural și aici crește foarte frumos. Și vreau să vă arăt cum am plantat, am cumpărat răsaduri de pepene și hai să le vedem. Deci am plantat undeva 3 rânduri de pepene verde și pepene galben, 2 rânduri, este mai la deal, dar aici în centrul atenției este acum pepenele verde și aceste 2 rânduri se văd și voi da mai aproape să vă arăt cum arată. Așa, s-a prins foarte bine și chiar a plouat zilele astea și uite cum este după ploaie. Și rândul se întinde până în capăt, dacă vedeți, acolo este iarba și a doilea rând. Iată, uitați-vă. Știi de ce am pus aceste sprijinuri? Iată, pentru că aici sunt câini de aia care umblă și n-au ce face și se tăvălesc pe aici și asta îi protejează plantele și nu va distruge producția. Așa că uite câte sunt. Și iată capătul aici. Și aici este iarba deja și uite, mai avem încă un rând de pepene verde și urmează mai departe pepeni galbeni. De fapt, pepenele galben 2 rânduri, dar sunt în jumate. După cum vedem, apoi aici sunt tot pepeni verzi. Uite, vedem până sus. Ne uităm și pe aici, așa cum arată, super. Iată. De aici deja urmează pepene galben. Iată cum el arată de fapt, așa. Și la ăla rând tot așa este. Și vom vedea ce roadă vom avea în iulie, august, așa ceva. Iată. Vedem, hai să trecem pe acest rând. El este jumate de rând de pepene galben. Iată cum arată. Iată, aici se termină. Și mai departe urmează pepene verde. Iată, aici observăm că e deja pepene verde, nu? Da. Deci gata pentru astăzi, dacă aveți posibilitatea, creșteți cu mâinile voastre producție naturală, că este cu mult mai bună comparativ cu asta care o cumpărați de la piață, deci dacă aveți posibilitatea. Deci vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal. Eu sunt Gicu, ne vedem data viitoare. Voi mai planta în grădină. Ciao!